Da, ați văzut bine. Un concetățean se plimba fără niciun pic de jenă și fără frică cu calul și căruța pe străzile din municipiul Drobeta, Turnul Severin. Se întâmplă în plină zi pe strada George Coșbuc, deși legea interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor cu tracțiune animală. Însă proprietarul animalului nu are habar de lege. Sancțiunea pentru astfel de faptă este la nivelul municipiului Drobeta, Turnul Severin, cuprinsă între 1.000 și 1.500 de lei. De la începutul anului și până în prezent, poliția locală a amendat zeci de căruțași surprinși pe străzile din municipiu.